Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta ai un link în descriere și nu uita să folosești codul LKT pentru o mega reducere. Mamă, ce da. Mă enervează ăsta! Să-mi bag ceva în episodul lui! Salut! Ce faceți? Bine că nu l-auzi, amici. Am auzit-ți, dar am auzit-ți încet, că încercam să vorbesc fără să vorbesc. Nu știu dacă înțelegeți. Salut! Astăzi, pentru cei care nu știți, mai am un singur prieten alături de mine. Bine, prieten, n-are încotro săracul nici ăsta, că... Bă, da, nu cam. S-a născut în familie, bă, trebuie să... Tu de ce-ți lua și de-asta custom? Care ia, întreabă-l și pe ăla. Eu n-am custom. Da, și mă, din gură. Care mă bag, bă? E, dar nu nu se vede numele, chiar că... Acum se vede. E legumul. Dar nu înțeleg de ce. Nu uita să apăsați butonul de like! Dacă la acestea noastră GTA parkour... Nici nu mai știu să fac parkour de când am mai făcut. Mă lasați, un parcurs la timpul lui, hai că mă duc să vă dau cam ADF, nu mă mai duc, da. Deci nici nu mai știu ce înseamnă să faci parcurs, pentru că n-am mai făcut parcurs de... Bă, dar cum treci aici? De 2 săptămâni, 3, 4, 5, baby, de o lună. Vădă-te, bă, mă! Cred că au vacanță hackerii sau ceva, că altceva... No, 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 no! Provi plankton! Dar și că nu te duci cu el jos, bă! Să mor tu! Ce prost e copilașul ăsta. Mă duc să termin. Bă, nu pot să cred cum scăpă. DNF direct vă dau, mă, nici pe voi. Salut, sălbaticuțule. Mă duc după el. Mașina asta, mamă, o rampă. Fii atent. Cine sare pe ăla pe rampă, pe amă să-i dea, am zis, dar la mine nu se pune. Hai. Păi deja săriși și tu săriși primul. Și la primul se pune mereu. Wow! Să fie mai mult. Wow! 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 Au fuck! Accident pe la mortal pe DN1 unde un bețiv pe accident. Oglin sparte, geamul sparte. Geamul sparte, opă l'accident, opă l'accident. Ce făcuși, bă, amici, o luași prost? Prietenii mei, nu uitați că mi-am făcut canal Leguma Amicu. Și o să-și facă și să bă tipusul. Sunt curios dacă știți ce facem pe canalul cu Leguma Amicu. Dacă nu știți ce facem, postăm Minecraft și Roblox pentru copiii mici, așa că dacă aveți frați care n-au ce să facă și să plictisesc, puneți-ți de subscribe. Aoleo. Sălbaticule, de ce nu-ți faci și tu împreună cu noi? Canal! Din ăsta. Sau stai, tu ai deja canalul tău care e pentru copii mici. Nu e pentru copii mici. Bă, câte canale vrei să mai moare ăsta? Bă, adevărul e că cred că la activ are cele mai multe canale moarte. Hai. Două. Cu plăcere. Cu plăcere, băi, sălbăticuțule. Mulțumesc, băi. Sălbaticul, ucigătorul. N-ai fi avut nicio șansă dacă nu. Păi te-ai cu spatele, bă. Sălbăticuțule. Uite aici, e un semn mare care aici întoarce-te, boule. Păi și tu de ce nu te întorci să joci? Că nu știu să citesc. Baby, te-am lovit, pardon. Miam! Dom Perignon. T-am lăsat Belica e cel mai fraier. Și are aer de fraier. De ce mai veniți dacă îmi dădu și mine? Din greșeală, vrusei să fac o schemă. Vrusei să dau un tine, dar după aia mi-am mintit că bă, stai că eu m-am un parcur în afară de ăsta. Tu-ți luași două? Păi ăsta are deja 12 din 20. Avem 2 minute 3. Da. Noi, mă, iar mă pune asta să mă întorc cu spatele. Dă-te la o parte, nu vezi că are semnul aici să te întorci cu spatele. Semnul unic. Semnul de intervenție. Sălbaticule, vreau să ne spui și nouă o poveste din trafic. Nu, eu nu fost obligat să iau parte la asta, să știi. Păi, dar nu te obligă nimeni să iei parte. Yes, hai, pa. Nu, stai aici. Păi, n-au zis că nu sunt obligat. Păi nu ești obligat la asta, nu înseamnă că trebuie să ieși. Păi da, GTA, nu hai să filmăm GTA și să te chinuim Nu facem vlog. Dar trebuie? Ce ar trebui? Să facem vlog cu aventurile din trafic al lui Sălbatic. Zic decât una scurtă, bă, ca să nu-l nenorocesc. Aoleu. Când plecai de la cafea, amice, prepare yourself, embrace the darkness of traffic. Haide. Auleu, ce păziși, băi, le luăm. Bă, uite cum a făcut covrig. Colo la cafea, știi că s-a făcut blocul ăla pe stânga. Stai, ce? Colo era la cafea? Da, la cafea. Bine. Ce plecai de la cafea? Auleu. Așa. Așa. Ați înțeles, da, până aici? Da. Nu. Unul ieșea din parcare. Da. În fața mea mai era unul care făcuse și el tot cam stânga. Și așteptam să scoată omul mașina din parcare, că nu suntem țărani. Normal, da, sigur că. Corect. După ce scoate omul mașina din parcare,
se opri acolo. Acum ăsta stătui vreo 5 secunde, eu în spatele lui. What the fuck? Ce-a fost aia, mă, casă? Wow. Da. Așteptarăm. Văzu ăla că nu trece, îți dai seama că o luă prin dreapta lui. Cum o luă ăla prin dreapta lui, ăla dreapta de volan, îi sări în față. Că atunci pleca omul de pe loc. Ah. Și eram, băi, gen, îți lăsară în loc, te lăsară în, nu știu, cred că dă un mesaj după ce zi, hai că... Bă, nu știu, eu care... What? Dar n-a avut nicio asta, se uite în oglinzi, n-a avut omul niciun stres. Stânga, tu știu de, asta, de aia? De și încerca să mă arunci pe mine jos? Eu știu de aia. Ia uite și tu, bă, ce tu faci, mă? Da, din cauza ta, bă, noi. Păi dacă te bași peste mine și peste sălbăticuțu. Păi da. Ia uite și tu, salut. Bă, cum trebuie să trecem aici, că pare greu. E cam greu. Eu ajunsei până la jumate. Da, bă, băieți. Deci, bă, mașina asta e handicapată. Noi mai lăsați pe ăștia să iasă din parcări. Da, da, ide. Pe mine, stai așa că dau fust, stai așa. Am lăsat să iasă din parcări. Păi eu vruseai să-l claxonez, dar putui, îi dădui flash-ul. Și crezul că îmi lasă să se bage. Te-a tităit că l-ai, că l-ai lăsat sau că nu l-ai lăsat? Că nu-ți răsăi. Ăla, amic. Bă, m-a tităit gen că l-am lăsat. Așa? Te-a tităit să-ți mulțumească sau ce? Era un Volkswagen Golf 5, cred. Așa. Și o mașină foarte mare și avea nevoie de multe zeci de mii de mașini. A, n-avea loc să înțeleg. Din prima. Da. Și mă tităia că de ce pe mă dădeam să iasă și el mai bine. Corect. Bă, mie mi se pare normal, la ce nu lăsai omul? Și de acolo ieșeam și eu cu, cu A8-ul, adică, na. Da. Omul, na. Păi dacă tu voiai să pui presiune aiurea pe el... Amice, amice, pentru tine e mai ușor, amice. Că am mai auzit tu și pe asta, că tu ai mașină mare, tu știi cum să te încadrezi. Nu, dar are camere, e plină de senzori, se parchează singur. Pe mine mă enervează mașina ta la parcare. De ce mă luai după tine, băi, să-l bate cu el? Dă-mi și mie o explicație logică pentru asta. E logicete. Păi ție nu ți se pare logic? Ia să-l vede pe amicul, da. Păi acum ne vede pe noi. Păi amice, închidești tu ochii. Gata. Ia vezi. Donde sta? Donde sta? Pot prostești și cu ochii închiși și cu ei deschiși. Donde sta? Uaaa. Am viața mea are glumit. Bă, dar le dă sălbatic cu ăsta cuțu uneori de vale joare speria lumea pe stradă, băi băiatule, băi. Cuțu, cuțu, cuțu. Noi, e foarte. Haideți pe sălbaticuțu. Mamă, așa am făcut ăla. Sălbaticuțu. Haideți la sălbaticuțu. Avem episoade cu Minecraft și cu Roblox. Sălbaticuțu. Da. Dacă faci un canal de genul, mă jur că-ți dau report. Eu nu mai vorbesc cu el. Asta să fie intro, băieți. Așa. Și să fie acolo un cățel cu față de sălbatic să fac uf. Eu cred că ar rupe YouTube-ul în două băieți. N-ar fi rău. Ar da acum peste cap toți algoritmii. Oh. Hai, bă. Uf. Aoleo. Bă, dar e greu, deci, bă, ăsta. Deci recunoști că ești cam răbuș, nu? Doamice. Cine a zis așa cum ceva? Cum vrei să te numim? Sălbăticuțu sau Grivei? Sălbăticuțu, amice, ăsta e numele meu. Deci păi ce, și Grivei? Grivei ești tu. Uaaa! Prietenul meu Grivei, cum? Orice sălbăticuț trebuie să aibă un Grivei. Uaaa! Uite ce frumos vrei e parcurul ăsta. Vrei să fii amice, ăsta, Griveiul meu? A, scuze, ești deja lui Betty, a. Te înțeleg. Eu, păi știu că mă înțelegi. Păi cum să-l deranjeze, că dacă nu se pune la bătaie. Mă. Ua. E grele, mâncă-l așa. Hai, da, bă, mașină! Nu, chiar deloc. Bă, nu știu, dar bă, de-am spus că dacă chiar așa e, ar fi fost, chiar m-ar fi deranjat. Bă, amice, eu nu înțeleg cum vine asta. Păi nu, că dacă chiar așa e, bă, te deranjează. Dar, știi, pe mine... Stonks logic. Că știi că nu e așa, mai e prânz. Că e așa, pardon, nu te mai deranjează. Dar aștept să întâi să termine clipul. Iar nu mă deranjează. Hai că mai vine unul. Dacă așa e. Dar ți-ai DNF, băi?
Da. Să zicem că da, să sperăm că nu. Eu zic că ții. Nu mi-au, nu mi-au. E bine. Am tot timpul, a fost mai beau și un suc. A, pe a fost și noroc că săriși. A fost și noroc că săriși drept. Taci, taci. Am timp, o termin și cu spatele. Taci. A fost și noroc că săriși drept și nu căzut și trâmb. Ai, nu mai exagerat. Oh! Marshall. Cu cât a, ai, stai, amice, amice, mașina ta e mare? Salut! Și bine v-am regăsit, da? La Sălbăticuțul! Aha! Aha! Astăzi o să filmăm un episod de GTA! Aha! Acesta este un monster care ne va axa mai târziu! Ham, ham! Bă, vezi, nu, bă, faci, bă, vezi că e bun de vocea a doua lui Mickey. Dacă era răgușit... Poți să fie o rățăiu, dar... Bă, când te enervezi... Ai guf? Bă, amice, bă, dar tu știi pe să-i faci pe la pe toți. Opa, stai. M-am învățat mama ta, amice, mama ta. Da? Opa. Le avea pe Goofy. Aoleu! Aoleu! Bă, da, what? Bă, mă, ăștia se ridică pe două roză? Da, amice, nu este nicio problemă, stai liniștit. Că vine și episodul, ia-ți. Vine și ție episodul. Păi da, amice, dar să bă, da, prietenii mei, da, cred că nu putem să... Păi nu, nu, nu putem să terminăm cursa asta, bă. Eu zic că nu putem să terminăm cursa asta, bă. Nu poți, nu poți, eu zic. Mă, Mâncavaș, cum ne urcăm acolo? Personale rău! Ia vezi, mă, că eu trecui de mult. Pe cum? Trece așa frumos. Mă, ce ai? Vorbesc serios că nu știm cum să trecem de aia. Ia vezi, mă, săriți pe ăla, de pe ăla, pe ăla, ce dracu aveți? Cum ai trebuie să sari jos? Adică. A, pe ăla verde de sus. Bine. Pă. Da, bă, are dreptate, bă. Pe noi săream. Aoleu. Bă, tu să mă când ne chinuiam, mâncați așa. Ce, păi dar eu încercai, dar. Ba, amice, am o veste proastă să-ți dau, dar acum nu te spune, de eu nu pot să mai filmez pe la cu tine. De ce, bă? De ce? Că nu mă lasă Betty. Uaa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 a
treaba aia. Nu vreau eu să bag amice, așa spune. Nu vreau eu să bag ceartă. Ce să bulbe mașina asta în halul ăsta, mă? Băi, dar parcă nu se așa cu amice, ca să cu pătacul sărbaticul. Nu, că nu prea se optică. Dar nu mai uită. Ha? Nu prea se optică, dar e că am rămas în minte. Păi vezi? Păi da, amice, ierți, dar nu uiți. Asta înseamnă că nu ierți. Ba, bă, lasă-mă cu asta. Un filozof spunea odată: dacă ai iertat, ești ai iertat. Dacă ai uitat, înseamnă că ești schizofrenic. Ce, nu știu dacă zice așa, dar... Schizofrenicii nu uită, băule. Dar tu de unde știi? Dar ce fac ea? Nu știu, sunt nebun. Ia-ți neamice, cum se manifestă schizofrenia? Că tu ai și văd că nu-ți dai seama. Care dintre noi? Sălbatic, bine că și tu ai, dar tu ești... Ia uite, bă, dreacu! Ce, mă, te urci cu ea pe pereți sau care bă, ești, purla? Bă, se ridicase pe pe doruția. Bă, dacă e bună mașina, uite-te la ea. Bine că are un hitbox prost de te doare mintea. Roțile le-ați degeaba mare așa, gen, că n-au hitbox. A, și te supără. Păi nu mă supără, dar n-are sens. Bine, GTA, nimic n-are sens. Mamă, aici dăm cercuri pe rotund. Către marea deschidere a finalei deschiderilor. Sunt atât de nenorocit încât să mă întorc să dau în ei. No, n-ai cum. N-am cum să fiu așa nenorocit. No, e imposibil. N-ai cum, amice, că e collision off. Bra, pe mor tu. Aaaa. Băi, burgeraș. Ăsta a scos distracția din Din. Ce? Nu mă întrebă. Bă, dar mai știi desenele cu Tintin? Da, bă, Tintin, bă, dar cum se chema, mă, de, bă, desenele ăla cu copilul ăla cu, cu trotineta? Ce copil cu trotineta? Bobby, sau cum îl chema? Ce, nu știu despre ce vorbești. Hai de mama voastră. Copilul cu trotineta? Nu. Bă, cu ei frabă trotineta când erai mic? Bobby. Nu vă lăsau, că erau cu Satana, cu ăștia, a? Ce ai, mă? Ce treabă are copilul cu trotineta și cu Satana, mă? Băi, văd că nu le-ați văzut și alte... Ce-ai, mă? Test, mă? Nu, mă, nu, era un copil. Bobby îl chema. Știu sigur. Ce-ai, mă? Bobby și test. Doamne, nu, că ăsta e prost rău, ăsta. Nu. Eu vorbesc că, serios. Cine mă, sunt? Ce Bobby până în 2000, știu sigur.
Da, da, că noi suntem în 1980, amice. Păi nu, dar voi n-ați avut televizor și de unde să știți? Ba, te contrazic. Se nu-ți băgaseră ăștia curentul când încă stăteai și te încălzeai la lumânarea aia de grăsime de balenă. Ai dreptate, bă. A, vezi ce, asta a fost bună, asta a plăcut și... Pare dreptate, bă, vezi că noi am stat la oraș, băi, nu ca la tine aici la... Degeaba că... Băi, și care-i mai șmecher? Voi că stăteați la oraș și dormeați 7 într-o gafură. Păi da, bă, dar vezi că... Erați 4, că unul era... Vezi că atunci nu erau condițiile de stat acum aici. Adică acum în Cernele e bine, dar atunci nu era. Era mai frumos, să știi. Da. Ce crede că cai la găleată. Ua! Păi da, and that's a fact. Păi ca să ai tu ce mânca. Ua! Amice. Nu. Amice, te ascult. Tu sigur nu te-ai săturat de singurătate? Păi doamne, e singurul. Deci, amice, vrei să-mi curând tu suferința sau ce? Iar mă amenințe. Amice, vrei să rezolvăm amice odată, probabil totdeauna. Cum? Uite, mă, și după ce, de ce îi zic că mă amenință? Vreți să mă vedeți la o cafea? Vedeți că dacă cumva mă sinucid, de fapt am fost ucis. Opa! Declarații în direct. Ai plan deja pișamaș pe tine, vrei să-mi faci bucata? Să mă bage ăștia pe la pârna e. Da, și după de fapt nu eram eu, era sălbăticuțul. Haha. Uaa, și tu mă ieși la pușcărie, fraiere. Da. Și după eu vin și-ți fur avere, amice. A. Îți iau apartamentul și... Mă, urât. Nu știu de ce mi-s așa urât de mama mea. Nu-mi plăcut nici mie. Auzi, băi, șmechere, când ai fost ultima oară pe la biserică? Cine, mă? Eu zic că la femei, mă și mirem. A, păi nu, că nu te întreb, că nu e cazul. Păi, normal, ba, tocmai că ar fi cazul să-l întrebi. Că ceva îmi spune că să cam plimbă sălbaticul în ultimul timp. Da! De când face bani cu live-urile, vezi, cu 100 de dolari pe oră sau cum era? Se plimbă. În ziua în care nu fac live-uri, oho! Unde ești? 100 de dolari pe oră, ești nebun. Păi atât am cere și aia. Aoleu, păi da, mă, te faci într-o oră și cheltui în 5 minute. Păi nu, păi ce, eu-s prost, îi dau pe minut. 10 minute, că ăsta rovine. 100 e ora, eu i-am zis, băi. Dar asta a fost bună, nu se răși, băi, bravo, băi, de lumă. Bravo, băi, de lumă. Au. Dar cum e, amice, să fii așa singurel, să nu... Să știi că dacă mor... Bă, dar chiar, mă, mâncați, și tot... Tu seama, mă, că dacă ăsta moare mâine în casă... Bă, da, nu ți se pare că ar trebui să aibă niște probleme cu capul să se gândească dacă moare mâine în casă? Eu nu știu. De la vârsta asta? Păi ce, ți-e strece prin cap? N-au mai fost? Aparent. Bă, ori mai fi fost, dar... Eu era somierlesc de 2-3 ori. Și cu ce te-au ajutat ăia de au fost în casă cu tine? Ți-au prins lumânarea. Mi-au prins lumânarea. Preventiv. Chiar că, bă, amice, dacă mori mâine apoi singur în casă, te mai mănâncă și câinii. Aoleu, ce fac eu? Te sparge și ușa. Și nici n-are cine să îți aprindă o lumânare. Pe mai bune zic. Ce fac eu? Băgai din greșeală jocul în bară. Ce povești sadice, ce fac și aici, mă? Nu știu. Sadice, asta e o realitate, amice. Că nu știu cine îl învață la prostii din astea. Păi nu știu. Bă. Bă, ce dracu am, bă, că eu mă încurc în comerț pe acum mașina asta, să mor eu. Bă, aia e bine. Nu, ce? Nu văd nimic! Așa. Da, nici că nu mai sunt. Pe cine să sun? Când o fi vreo zi de văd că nu vine pe la cafea, nici nu-l chem. Lasă-l acolo, să putrezească, dă-l în morții, măsi. Păi nu o să putrezească, mă. Bă, dar cine-l găsește? Dacă nu vine nimeni la el. Pă cum, bă, n-are și el vecin care vine să-l întrebe, vine ăla să ceară întreținerea? Păi, știi, când îl întreabă aia, când ori simți miros. Bă, la tu-i vorbești cam urât așa, nu știu de ce. Ce? Da, ce-i să... Ce, amice, te pusai pe gânduri? Îți cauți colega? A, nu, amice, nu, mă, eram aceea, că trecui de două alea și cam... Gata! Cam atât o să fie cu acest episod! Aaa, și eu termin.